ședința pregătitoare, care e lumină, o poveste era cu tine, să zic, și am înainte de a da avizul pentru proiectul de la Roșca Montană, v-ați consultat cu Cristina Tănescu sau cu alții din PNL? Nu m-am consultat personal cu Cristina Tănescu, dar în urmă cu eu două luni să fie mai mult. Era o linie, am verificat pe o națională această problemă, am spus atunci tuturor colegilor mei că potrivit sarcinii date de primul ministru, Ministerul Culturii, este o comisie de experți care se numește cei de tratament cu mare proiecte de la medii, de la economie și finanțe și alte părți, lucrează la proiectul de acord va trebui doar o decizie și aș aprecia dacă biroul național care este sentimentul lui pe această temă, atunci nu s-a făcut oportun să se discute pe tema asta. Am avut o discuție similară mult mai recent la Constanța, când am avut dezbatere și cu Iaurus, iar și birou permanent și delegație. Eu am adunat delegație permanentă și atunci a reieșit faptul că există în Partidul Național Liberal opinii diferite de la această chestiune, dar nu s-a luat nici atunci o decizie unică. Eu am continuat sarcina de putere care s-a dat după multe luni. Și în vederea Ministerului Culturii am formulat condițiile și termenele în care o asemenea exploatarea care a fost făcută la Roșca Montană și cei pe care își pentru care pe